Salutare și bine ați revenit pe canalul meu, Pasiune și Savoare! Aici veți găsi întotdeauna cele mai bune, sigure și unice rețete. Prăjitura de astăzi este cunoscută sub denumirea de Kinder Pingui, însă pot spune că este realizată după gustul meu. O bunătate cremoasă, aerată, ce pur și simplu merge la perfecție cu blatul umed și glazura de ciocolată. Dar să trecem la blat! avem nevoie de aceste ingrediente și o tavă de 18 pe 28 cm. Într-un bol încărpător sunt ouăle, am pus praful de sare și zahărul. Mixez la viteză mare aproximativ 10 minute. După 10 minute ar trebui să obținem această cremă aerată. Ne putem opri din mixat. Trecem făina, praful de copt și praful de cacao, toate prinsită. Iar cu ajutorul unui tel, vom amesteca ușor de jos în sus toate ingredientele. Încet încet, veți observa că compoziția este exact ce trebuie. Voi pune uleiul, laptele și esența de vanilie. Mai amestec încă puțin. La final folosesc doar o spatulă să mă asigur că este totul omogen. Transfer compoziția obținută în două tăvi, cum am zis de 18 pe 28 cm și le voi introduce în cuptorul preîncălzit la 160 de grade pentru 15 minute. Arată cam așa. Le voi lăsa să se răcească, iar când ajung la temperatura camerei, curăț suprafața acestora destul de simplu folosind de lama unui cuțit. Arată mult mai bine, nu-i așa? Ați văzut cât de simplu se pregătesc. Trecem mai departe la crema de mascarpone cu frișcă. O cremă foarte echilibrată, fermă, aerată și fină. Încep prin a hidrata gelatina cu apă rece, amestec și las în repaus 10 minute. Da? Deci așa arată după 10 minute. Deja fermă, o voi introduce în cuptorul cu microunde, 10 secunde. Așa arată după 10 secunde. Acum o amestec în frișca călduță. Astfel se dizolvă mai simplu. În frișca rece voi pune zahărul pudră și crema de mascarpone. Toate sunt la aceeași temperatură, adică abia scoase din frigider. Mixez puțin la viteză mare până voi obține o textură mai cremoasă. Dar, deci, la primele valuri ne oprim. Observați! Introduc și frișca călduță cu gelatina. Mai mixez puțin și suntem gata. Transfer crema obținută în două boluri, aproximativ în egală măsură. În urma răcirii, blatul se micșorează puțin, de aceea folosesc acea folie alimentară. Pe lângă, da? Este opțional. Însiropez blatul cu sirop vanilat, apoi torn toată crema dintr-un bol. Întind bine pe toată suprafața blatului și introduc tava în congelator pentru 15 minute. Pregătim repede glazura de ciocolată din aceste ingrediente. Hidratez gelatina cu apă rece și o las 5 minute în repaus. Între timp voi pune frișca și ciocolata pe foc mic până se topește. Toată ciocolata, atenție să nu dea în clocot. Voi pune într-un bol și las 5 minute să se mai răcorească. După 5 minute nu mai topez gelatina în microunde, ci o pun chiar așa în ciocolata călduță pentru că se va topi în interiorul acesteia. Da? Dar dacă ciocolata voastră este rece, atunci topiți-o la microunde câteva secunde. Pun toată glazura de ciocolată peste crema de mascarpone fermă. Introduc o în congelator pentru încă 10-15 minute. Pe urmă am scos, este glazura fermă, moment în care vom pune și crema din al doilea bol. Da, observați, s întărit puțin, însă nu exagerat. Are încă o textură de cremoasă. Întind bine pe toată suprafața glazurii de ciocolată, da, deci ușor, pentru că nu este chiar așa de fermă, acopăr cu a doua felie de blat în siropată. Introduc prăjitura în congelator 10 minute. În 10 minute pregătesc și glazura finală din aceste ingrediente. Nimic mai simplu, voi pune pe foc mic această crăticioară până se vor topi toate ingredientele. Nu este nevoie să dea în clocot. Arată cam așa, transfer compoziția obținută într-un bol să se răcească mai repede. Iar când ajunge la temperatura camerei, o voi torna deasupra prăjiturii. Astfel, prăjitura obținută se poate lăsa peste noapte în frigider, însă eu cam în 3-4 ore am tăiat extremitățile prăjiturii. Da, deci se poate servi în aceeași zi. Folosesc un cuțit cu lama lungă, ținut în apă fierbinte câteva secunde. Glazura de ciocolată este puțin fermă, de aceea aveți nevoie de multă răbdare. Însă o să fie perfectă. Observați că este destul de simplu. detăiat. Ne putem delecta cu un desert perfect echilibrat ca gust, textură și un aspect impecabil. Sper să o încercați. Astfel vă puteți convinge cât este de bună. Haideți să transformăm o zi obișnuită într-una de sărbătoare, alături de cei dragi, degustând împreună acest delicio. Așadar, nu-mi rămâne decât să vă urez por la treabă! și poftă bună! Și ca să facem o comunitate frumoasă aici pe YouTube, nu uitați să vă abonați pe acest canal și veți fi alături de mine în această minunată călătorie printre rețete care mai de care. Pe data viitoare, dragilor, și numai bine vă doresc! Pa, pa!